Bună dimineața! Până acum de 4 ori CNSA s-a stabilit că Traian Băsescu nu a fost colaborator al securității, însă acum Dan Voiculescu a contestat această decizie pe care a luat-o CNSA. Astăzi este primul termen la Curtea de Apel București și practic Dan Voiculescu cere magistraților de la Curtea de Apel să anuleze adeverința prin care se constată că Traian Băsescu nu a colaborat cu fosta securitate. Vă spuneam că este primul termen, va fi o ședință în cameră de consiliu, ceea ce înseamnă că nu are acces publicul și nici părțile nu pot intra în sală. Astăzi trebuie să decidă magistrații de la Curtea de Apel dacă Traian Băsescu va veni în instanță și va fi audiat de către judecători. Până acum, Dan Voiculescu a contestat această adeverință și a reușit să-l introducă și pe președintele țării în dosar ca parte, iar acum Traian Băsescu are calitatea de pârât în acest dosar. Până acum, CNSAS-ul a stabilit că nu a colaborat Traian Băsescu cu securitatea, studiind și consultând doar datele și notele pe care președintele țării le-a primit pentru activitatea sa profesională. Traian Băsescu a dat mâna cu regimul represiv al Partidului Comunist Român încă de pe băncile facultății, așa cum reiese din registrul cu persoanele din rândul membrilor PCR. A fost recrutat de securitate cu dosarul de colaborator numărul 3990 din 9-11-1973. Domnul Traian Băsescu și alți 9 studenți scriau rapoarte care arătau ce părere au colegii și profesorii despre regimul comunist. Notele informative ajungeau la locotenentul major de securitate, Despinoiu. La terminarea studiilor pe 9 septembrie 1976, Traian Băsescu primește acordul din partea partidului pentru a sprijini munca de securitate în calitate de ofițer de gradul 2 la întreprinderea de exploatare a flotei maritime Constanța. Apoi a urmat transferul la Direcția de Informații Externe. Cred că de la mine securitatea a beneficiat de câteva camioane de rapoarte. Eu gândindu-mă că rapoartele mele de voiaj ca și comandant de navă, rapoartele către companie de la Anver, toate au fost văzute și de instituțiile de securitate ale vremii, mai ales că eram comandant pe o navă de 306 metri lungime, primele două se scufundaseu, Independența și Unirea, și asta era a treia navă. Și era în atenția tuturor organelor de securitate, a partidului, a... Deci, în acest sens am spus. În calitate de colaborator, Traian Băsescu a dat note la securitate semnate Traian și îl informa direct pe șeful securității Port Constanța, locotenent colonel Petre Șerbu, după cum o arată o decizie CNSAS din 13 februarie 2014. Fostul inspector din Ministerul Transporturilor, care l-a acuzat pe Băsescu de incendierea petrolierului Argeș pe 10 septembrie 1981 în portul francez Rouen, spune că asupra sa a avut loc o tentativă de asasinat după terminarea cercetărilor. M-au abordat Nicușor Dumitru, șeful securității portului Constanța și prim-secretarul județului Constanța, Vâlcu. Acesta din urmă m-a luat de braț, m-a tras într-un colț și mi-a spus: am ordin de sus de tot, lăsați-o mai moale și mergeți pe burtă. Ăsta e ofițer acoperit și de caz știe și tovarășul. Am luat foc în portul Roa. Nu numai eu, 38 de nave au fost în incendiu. Am explicat organelor de securitate ce s-a întâmplat. Noi acolo, și acum pot să spun public, nu mai e niciun secret, am schimbat ceva în instalații înainte să permitem accesul autorităților franceze la port, ceea ce a făcut imposibilă demonstrarea vinei navei noastre. La 6 luni după această anchetă, asupra mea a fost o tentativă de a mă lichida. Deci am fost împins de la geamul unei clădiri de la etajul 4 și am căzut de la 12 metri pe o terasă. Pe 15 august 1979, dosarul de securitate al lui Traian Băsescu a dispărut definitiv. Mi se cere să-mi fac public dosarul de securitate. Dați-mi-l și-l fac public. Însă președintele a recunoscut că a colaborat cu securitatea pe vremea când era în Partidul Democrat, după cum a dezvăluit fostul ministru al Apărării Naționale, Victor Babiuc. Peter Roman întreabă: da, dintre noi n-a avut nimeni angajament. Ne-am uitat unii la alții și singurul care a ridicat două este în sus, destul de jen așa, a spus: eu am avut. Băsescu. Băsescu.
Cu toate acestea, în februarie 2014, Traian Băsescu a fost spălat de CNSAS, care a dat pentru a patra oară o decizie potrivit căreia președintele nu a colaborat cu securitatea.